Tati, mă prindez. Și ce vrei? Telefonul. Dar tu nu poți să decât cu telefonul, să te distrezi. Da, tu și cu telefonul. Dar tu te mâncai leagă în aici, nu te... Nu vreau cu leagă. Ah, mă. Păi și ce facem? De ce am ieșit în parc? Chestia asta cu un job, cu mai multe joburi, vine dintr-o fel de traumă pe care am trăit-o la un moment dat. Munca e un antidepresiv până la urmă. Pierdem timpul, Pierdem timpul, da. Păi dar nu asta e ideea? Sau? Nu, eu nu, nu pierd. E bine, nu e bine să pierdem timpul? Eu nu pierd timpul. De ce? Că eu nu pierd niciodată timpul. Și ce faci cu el? Adică... Îl capitalizez. Rămâne o bucățică de timp liber? Ce pot băga în slotul ăla? Pac, pac, cum le fac cu mine? Deci timpul este ca să muncem? Pentru mine, de multe ori, e să fac chestii cu mâinile. Gen să muncesc. Părinții mereu îmi spuneau că pierd vremea. Chiar dacă, nu știu, dacă eu voiam să colorez, eu spuneam, de ce colorez? Că poți să citești o carte. Dacă citeam o carte, de ce citești? Că poți să studiezi la pian. Mai bine studiezi la pian. Clasele primare le-am făcut în clasa asta. Că nu mă plictisesc, mi se pare că arta are sens. Eram în tren cu fiii mea și la un moment dat m-a întrebat o doamnă cât timp are. Cât timp are pentru ce? Deja am trecut să prin cap tot felul de scenarii. Apoi am aflat că doamna a vrut să întrebe câți ani are.